Învingătorii nu renunță. Am citit cartea asta, am început să o citesc, nu am terminat-o de citit acum, am citit-o mai demult, așa că acum am luat-o din nou și mi se pare foarte, foarte tare, foarte bună, foarte înțeleaptă. Învingătorii nu renunță, scrisă de Edwin Lewis Cole, un om care a făcut o lucrare mare cu bărbații, el nu mai este în viață acum, dar a lăsat în urmă o înțelepciune și revelații atât de puternice și de mari. Mesajul meu de astăzi, învingătorii nu renunță. Probabil că o să am mai multe mesaje pe această temă, pentru că viața noastră de fiecare zi este o luptă și este o încercare de supraviețuire pentru unii. Ai mai supraviețuit încă o zi? Ce bine! Sperăm că supraviețuim și mâine, sperăm că nu ne îngropă facturile, sperăm că nu ne scufundăm, sperăm la multe lucruri și am rezistat. Yes! Dar viața este mai mult decât a rezista. Viața este despre învingători, despre ceea ce vrei să realizezi. Tot timpul, în fiecare zi, întâlnesc oameni și tot timpul vorbim despre finanțe, despre bani, despre anumite chestii și am spus, banii sunt o resursă. Dacă n-ai un vis, dacă nu vrei să realizezi ceva în viața asta, atunci tot ceea ce îți dorești este să faci bani, să-ți plătești facturile. Ești cel mai nenorocit dintre oameni. Dacă numai pentru lucrul ăsta supraviețuiești și te lupți ca să mergi la lucru dimineața la 5, ca să-ți plătești facturile, îmi pare rău pentru tine, dar viața ta e tristă. Pentru că banii sunt o resursă cu care tu îți împlinești visul și cu care tu faci ceva în lumea asta. Lași ceva în urma ta, scrii istorie, ai lăsat niște principii, ai lăsat ceva copiilor tăi, nepoților tăi, ai lăsat un exemplu și ai spus, mă, omul ăla a trăit diferit, a dat ceva mai bun. Nu mai țin minte eu câți bani au făcut tata, ce-a făcut el cu banii și așa mai departe, cât de mulți bani au câștigat într-o lună, habar n-am, dar știu ce-a lăsat în urmă. Știu exemplul pe care l-a dat, știu ce-a realizat, știu ce-a făcut și vreau să vă încurajez în dimineața aceasta să fiți învingători, oameni care trăiesc pentru ceva mai mult decât să-și cumpere o mașină și să-și plătească casa și să-și termine ratele la televizor și la tabletă, ok? Vreau să fiți niște învingători, niște oameni puternici, dar nu e ușor. Nu e ușor. Citesc despre împărații lui Israel și exemplul care vreau să încep astăzi este împăratul Iehoșafat. E un împărat foarte fain, unul dintre favoriții mei, un împărat bun, un împărat care l-a iubit pe Dumnezeu și a făcut o reformă și a spus așa, dacă eu sunt împărat și dacă eu trăiesc aici, lucrurile vor sta diferit. Tatălui Iehoșafat, Roboam, a fost un împărat rău care s-a depărtat de Dumnezeu, dar ovind copilul lui la 30 și ceva de ani și a spus, știi ce, am ajuns împărat, dacă eu am ajuns împărat, atunci o să aduc o reformă și o să instaurez tot ceea ce este după legea lui Dumnezeu și poporul o să facă ceea ce trebuie să facă. Cine nu face, ghici, o să-l omor. Interesantă atitudine. Cine nu păzește legea lui Dumnezeu, dacă mai prinde pe careva că umblă după Dumnezeu, dacă mai face cineva altceva, cine nu trăiește după legea lui Dumnezeu și nu se supune lui Dumnezeu, o să-l omor. Și-a adus o reformă, un om care a scris istorie și după el au venit alții care nu neapărat au fost ca și el. Asta e interesant să vezi cum un om poate influența sute de ani sau zeci de ani, un om care poate aduce o schimbare. Da, poate zici într-o funcție că a fost împărat și așa mai departe, dar omul are o autoritate mai mică sau mai mare. Fiecare dintre noi avem o autoritate mai mică sau mai mare. Și poți să spui acolo unde locuiești, știi ce? Pe tura mea, dacă eu sunt de serviciu astăzi cu Dumnezeu, lucrurile o să stea diferit. Pe tura mea nu mâncăm până nu ne rugăm. Pe tura lui alții poate mâncați și nu vă rugați. Dar pe tura mea, când eu sunt aici, noi ne rugăm înainte să băgăm mâncarea în gură că poate murim. Poate e otrăvită mâncarea, poate are mai multe calorii decât ne trebuie, poate are ceva în ea și o să ni se facă rău. Pe tura mea, eu o să pun regulile mele, reguli pe care mi le-a dat Dumnezeu și o să-L onorez pe Dumnezeu. Cât eu sunt aici, o să face lucrurile diferit, dacă ai autoritate. Bun, Iehoșafat ăsta s-a dus la război și una dintre lucrurile care au fost greșite și vreau să vă atrag un pic atenția la ceea ce el a făcut, s-a dus la război împreună cu Ahab, împăratul lui Israel. Iehoșafat era împărat al lui Iuda și Ahab era împărat al lui Israel. Ahab a fost cel mai rău împărat dintre toți împărații lui Israel, Ahab. Și Iehoșafat s-a dus la el, o lua de nevastă pe fata lui Ahab. S-a luptat împreună la Rabotul din Gad, acolo o cetate care trebuia să o cucerească și să zicem că o câștigat, că nu știu dacă chiar o câștigat sau nu. Dar Dumnezeu l-a scăpat pe Iehoșafat, însă Ahab a murit în luptă.
Și se întorcea Iehoșafat la Ierusalim, bucuros că a scăpat, bucuros poate că a și câștigat. Se întorcea la Ierusalim obosit, ostenit, după zile de luptă și iasă în față un proroc pe care Dumnezeu îl trimite și spune: du-te că am un mesaj pentru Iehoșafat. Du-te că vreau să-i spui ceva. Și spune așa, 2 Cronici, capitolul 19, versetul 1. În timp ce Iehoșafat, regele lui Iuda, se întorcea cu bine acasă la Ierusalim, i-a ieșit înainte Iehu, fiul văzătorului Hanani. Acesta i-a zis regelui Iehoșafat: tu ajuți pe cel nelegiuit și iubești pe cel ce-l urăște pe Domnul. Din această cauză, mânia Domnului este împotriva ta. Totuși au fost găsite și lucruri bune în tine, căci ai distrus așerele din țară și te-ai hotărât în inima ta ca să-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: sunt supărat pe tine, Iehoșafat, tu ești un băiat de treabă, ești un copil, că avea numai 35 de ani. Ești un băiat, dar ascultă-mă, văd lucruri bune în tine, dar sunt supărat pe tine și am văzut că te-ai dus și te-ai unit cu Ahab și ai băut și ai mâncat cu el și v-ați distrat și ai fost foarte bine și foarte ok să te unești cu el și să vorbești cu el și să vorbiți prostii și să faceți lucruri care de fapt sunt o urăciune înaintea mea. Să știi, Iehoșafat, că m-am supărat pe tine și m-am mâniat și o să te pedepsesc. Și Iehoșafat, probabil că nu era cuvântul cel mai potrivit pe care l-aștepta el de la Dumnezeu. Probabil că a fi așteptat pe omul ăsta lui Dumnezeu să iasă în cale și să spună: Iehoșafat, ai văzut că Dumnezeu a fost cu tine, ai văzut că Ahab a murit, dar Dumnezeu pe tine te-a protejat pentru că tu l-ai păzit, ai păzit cuvântul lui Dumnezeu și l-ai onorat pe Dumnezeu și Dumnezeu te-a ajutat. Acum ești binecuvântat de Dumnezeu. Nu, nu, nu. Dumnezeu vine cu un mesaj aspru și spune: Iehoșafat, tu iubești pe ăla nelegiuit. Și spui: lasă-mă că e ok. Tu iubești pe ăla care vine împotriva mea și care mă urește. Nu numai că iubești, dar mergi și bei cu el și mânci cu el și dansezi acolo și te distrezi cu el ca și când totul ar fi în regulă și totul ar fi bine. Sunt supărat pe tine, Iehoșafat. Sunt supărat pe tine și o să aduc pedeapsă pentru că m-ai mâniat și m-ai enervat. Foarte interesant. Dar Iehoșafat, chiar dacă e lovit de mesajul ăsta, nu renunță. Și îmi place atitudinea lui, nu renunță, nu renunță pentru că știe că singura soluție este la Dumnezeu. Nu renunță să meargă să învețe poporul și să spună: trebuie să ascultați de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu vine și s-a supărat pe mine și s-a mâniat pe mine pentru că am greșit, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne iubește, trebuie să păzim cuvântul Lui. Și spune mai departe în versetul 4 din capitolul 19, Iehoșafat a continuat să locuiască la Ierusalim, apoi a mai ieșit odată în mijlocul poporului. Mi-a plăcut versetele astea, a mai ieșit odată în mijlocul poporului, zice: mă mai duc odată. Mă mai duc odată prin toată țara, mă mai duc prin toate cetățile pentru că vreau să mă asigur că sunt oameni care învață pe popor calea lui Dumnezeu. Vreau să mă asigur că legea lui Dumnezeu e instaurată. Vreau să mă asigur că poporul nu face prostii. Vreau să mă asigur că dacă eu nu o să mai fiu acolo, oamenii ăștia, reprezentanții lui Dumnezeu, o să judece poporul și o să învețe pe popor calea cea dreaptă și bună. A mai ieșit odată în mijlocul poporului, străbătând țara de la Beșeba până la regiunea muntoasă a lui Efraim. Și i-a adus înapoi pe cei din popor la Domnul Dumnezeu strămoșilor lui. O inimă pentru Dumnezeu. Doamne, chiar dacă sunt supărat că nu a fost cel mai bun mesaj pe care l-am primit, nu o să renunț, nu o să mă duc și să cad în depresie și o să mă duc să iau medicamente, nu o să fiu, Doamne, supărat și mânios pe Tine, deși nu mi-a convenit mesajul pe care mi l-ai adus. Doamne, eu știu că tot la Tine o să fie soluția și tot la Tine viitorul și nu o să mă las și o să mă duc să învăț pe oameni și să instaurez în popor judecători care vor păzi legea Ta și vor ține de principiile Tale și vor avea o viață binecuvântată. A pus judecător peste popor pentru a învăța legea lui Dumnezeu. Pentru a judeca cu dreptate în conflictele dintre ei. Iehoșafat s-a asigurat că poporul este învățat să păzească legea lui Dumnezeu. Învingătorii nu renunță. Învingătorii nu se lasă loviți și căzuți. Rămân de partea lui Dumnezeu. Învingătorii stau tari pentru ceea ce este drept, pentru ceea ce este corect, pentru ceea ce este bun.
Învingătorii stau de partea adevărului, chiar dacă nu e ușor, chiar dacă e greu. Învingătorii stau de partea adevărului. Îmi place așa de mult cum se încheie viața lui Iehoșafat. E un erou omul ăsta. Chiar dacă a greșit în câteva locuri, e un erou. Îmi place cum îl descrie în Cartea Cronici. El a ajuns împărat la vârsta de 35 de ani și a domnit la Ierusalim 25 de ani. Închipuiți-vă voi care aveți poate 30 de ani, în următorii 5 ani să ajungi împărat, să ajungi președinte al României. Dar la 35 de ani să ajungi împărat, ești tânăr. Și a domnit 25 de ani, Dumnezeu a fost cu el. Dar ascultați cum încheie în Cartea Cronici, capitolul 20, versetul 32. El a umblat în căile tatălui său Asa și nu s-a abătut de la ele, făcând ce este drept înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la căile lui Dumnezeu, ci a făcut ceea ce este drept și corect înaintea Domnului. Indiferent unde ești, întotdeauna, dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu va deschide o ușă pentru tine, pentru ca planul pe care El îl are cu tine să se întâmple. Indiferent cât de greu e, indiferent cum ți se blochează ușile, cum ți se închid oportunitățile, cum ești căzut poate și rănit, cum ești în situații fără ieșire, ascultă-mă, indiferent, întotdeauna vreau să știi și să nu uiți, Dumnezeu va găsi o cale de ieșire. Întotdeauna Dumnezeu va deschide o ușă, întotdeauna Dumnezeu va avea un loc pe unde să te duci. Chiar dacă toate drumurile sunt închise, de asta vă încurajez în dimineața asta, învingătorii nu renunță. Atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu va aduce oportunitatea pentru ca tu să poți să continui și să mergi mai departe și să sfârșești cu bine. Ăsta a fost Iehoșafat, un om care și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu, să facă reformă, să umble curat în căile lui Dumnezeu și a sfârșit cu bine. A sfârșit cu bine, mă, e ciudată vorba asta, mă, a început bine, mă, dar nu a reușit să ajungă până la capăt. A început bine prima repriză, a jucat extraordinar, a doua repriză a fost pe lângă. Nu a mai rezistat, nu a mai avut putere să ajungă la capăt. Dumnezeu va deschide o ușă pentru tine. Dumnezeu îți va purta de grijă dacă te încrezi în El și vei fi biruitor, vei fi biruitor. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, voi fi biruitor. Hai să spunem și noi toți. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, voi fi biruitor. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, voi reuși. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, voi fi un învingător. Aici este secretul. Dacă Dumnezeu te va ajuta, dacă Dumnezeu mă va ajuta, dacă Dumnezeu va fi cu mine, voi sfârși cu bine. Dacă Dumnezeu se depărtează de mine, dacă Dumnezeu se duce de lângă mine, nu voi sfârși cu bine, ci voi sfârși în nenorocire, poate, și voi sfârși mai repede. Un alt exemplu pe care vreau să-l folosesc în dimineața aceasta, din Faptele Apostolilor, capitolul 27, vorbește despre Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost persecutat și a fost bătut și legat pentru credința lui. Și la un moment dat, după câțiva ani, au stat închis, au hotărât ca să-l judece la Cezar, la Roma. Și a plecat în călătorie din Iudeea, au plecat în călătorie la Roma. Călătoria asta pe mare, cu vaporul, într-o vreme nu tocmai prielnică, o călătorie destul de periculoasă. Și călătoria asta, până la urmă, a ajuns să fie foarte periculoasă și chiar au fost toți în primejdie și gata să moară. Dar putem învăța atât de multe lucruri din călătoria aceasta, pentru că ceea ce părea la început atât de frumos, atât de sigur, atât de liniștit, atât de în siguranță, într-un final părea atât de nesigur și era un pragul morții și în fața morții. O călătorie care ajunge la un moment dat să fie un moment de criză. Un moment de criză. O să menționez mai mult cuvântul acesta, moment de criză. Pentru că vreau să scot în evidență și noi ajungem la momente de criză, când poate nu mai știm ce să facem și nu mai știm cum să gândim și nu mai știm în ce parte să o luăm. Moment de criză. Momentul de criză este atunci când puterea ta este slăbită, când nu mai gândești soluții, când nu mai știi ce să faci. Dar vedeți, primul lucru care l-am observat aici, când
Apostolul Pavel împreună cu oamenii aceștia, erau peste 260 de oameni. Erau în vaporul acela de lemn, nu era de fier, călătorind spre Roma. Înainte să se întâmple orice, Pavel poate să vadă, poate să cunoască prin ajutorul lui Dumnezeu că urmează să se întâmple un pericol. Dumnezeu îi arată, Dumnezeu îi dă înțelepciunea și lumina necesară să spună, n-o să fie bine, n-o să fie bine, ar trebui să luăm o altă decizie și ar trebui ca lucrurile să se întâmple altfel. Istorisirea aceasta din Fapte, capitolul 27, vreau să vă citesc din versetul 9, spune așa: trecuse mult timp și călătoria se făcuse de acum periculoasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului, prin urmare Pavel i-a sfătuit oamenilor: văd că această călătorie este pe cale să se facă cu mare pagubă și cu mare pierdere, nu numai pentru încărcătură, și pentru corabie, dar și pentru viețile noastre. Pavel, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, vede nenorocirea, pericolul care urmează să se întâmple. Chiar înainte de criză, chiar în momentul, înainte de momentul ăsta de criză, cuvântul lui Dumnezeu vine să aducă lumină și înțelepciune. Vedeți de ce este nevoie pentru ca noi să petrecem un timp cu Dumnezeu în rugăciune și să te duci și să spui: Doamne, luminează-mă, Doamne, nu știu ce să fac, Doamne, dă-mi înțelepciune, am nevoie, Doamne, să mă sfătuiești. Lasă-mă, ce poate să facă Dumnezeu când tu te rogi, mă? Ce poate să facă Dumnezeu când tu te iei Biblia și citești? Ce poate să facă Dumnezeu când tu stai? Îți spun eu ce poate să facă Dumnezeu. Dumnezeu poate să-ți lumineze mintea. Poate să-ți dea înțelepciune și poate să spună: hei, o să fie pericol în față. Nu te duce în direcția aia. Dumnezeu ne înștiințează cu privire la ceea ce este bun sau rău. Cuvântul vine în ajutorul nostru, cuvântul lui Dumnezeu, asta e specialitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu vine prin cuvânt în ajutorul tău. De unde să știu eu, mă, că urmează să vină furtuna? De unde? Pentru că Dumnezeu te învață și te luminează. Păi, la asta chiar că nu ne-am așteptat. E adevărat, nu ne-am așteptat. Nu s-a așteptat nimeni, dar ascultă-mă, Dumnezeu a văzut dinainte. Și dacă tu stai aproape de Dumnezeu, vei fi înștiințat de Dumnezeu. Dumnezeu ne înștiințează și ne arată despre urmări și consecințe. Răul pe care criza îl poate produce. Dumnezeu ne înștiințează de pericolul sau despre anumite probleme care vor apărea. La fel este pentru noi, așa cum a fost pentru Apostolul Pavel. Bă, fraților, n-o să fie bine dacă noi continuăm să mergem înainte cu corabia asta. O să fie probabil furtună, o să vină ploaie, o să vină vreme rea, o să fie periculos pentru noi. Da, ce știi tu, mă, tași, mă, din gură, lasă-ne. Dar tu de unde știi, mă, tu de unde știi? Știu pentru că Dumnezeu mi-a revelat, Dumnezeu m-a înștiințat. De multe ori trecând prin viață ne dăm seama că unele situații sunt peste puterile noastre și te trezești dintr-o dată într-un moment de criză. Ajungem în momente când pur și simplu nu putem să facem nimic. N-ai resursele necesare, n-ai cunoștința necesară, n-ai oportunitățile, prietenii, oamenii necesari pentru ca să poți să continui să te duci mai departe. Vedeți, neputința noastră, neputința de a schimba ceva, neputința de a acționa este momentul de criză. Când spui, nu știu, nu pot să fac nimic. Păi, ia-mă banii și plătește. N-am bani. Du-te, i-am împrumut de la cineva. Nu mai dă nimeni, că nu le mai dă înapoi. Du-te, mă, și sună pe cineva. N-am pe cine să sun. N-am un prieten. Du-te, mă, și fă ceva. Nu știu ce să fac. Și în fața ta e un moment de criză când nu știi pur și simplu. Te-ai blocat. Dar ascultați-mă foarte înțelept. Neputința noastră este momentul de criză care ne determină sau ne ispitește să ne oprim. Să renunțăm. Să uităm de toate și să ne dăm bătuți. De fapt, asta este și planul lui Satan, să te distrugă, să te pună jos, să spună, mă, tu n-ai nicio șansă să faci nimic în viața asta. Stai și dormi. Stai și plângeți de milă. Stai acolo că bine stai. Oamenii care au văzut că vine furtuna, în mijlocul furtunii, ce au mai zis? O să murim. Nu mai există nicio cale de scăpare. Asta a fost. Trebuia să fie ascultat, trebuia să fie făcut altfel, dar acum
nu mai este nimic de făcut. Te afli în fața unei situații în care ești neputincios. Ce să fac? Aș face ceva, dar nu, n-am ce să fac. Ești neputincios, ești într-un moment de criză. Pentru unii momentul ăsta de criză e toată viața. Dar n-ai ce să faci, asta este, ce să fac? N-ai ce face. Și stai și trăiești lună după lună și an după an și momentul tău de criză s-a transformat în anul de criză și momentul din anul de criză s-a transformat în anii de criză și până la urmă mor de criză. Toată viața, pentru că îți dai seama că de fapt tu nu poți să faci absolut nimic să schimbi anumite situații și să acționezi într-un fel sau altul în momentele astea de criză. Pe de altă parte, atunci când înfruntăm criza și trecem biruitori prin aceste momente grele, aceasta ne poate conduce la cele mai mari succese din viața noastră. Când ești gata și ai depășit momentul respectiv și ai spus, no, am învățat ceva. No, dacă asta a fost posibil, să trec pe mai departe, o să trec peste multe și o să reușesc, o să fac lucruri mari. Nu este totul pierdut acolo în furtună. Bucuria e mai mare după ce ai învins furtuna, nu când ai stat jos pe bancă și te-ai uitat la vapor cum a plecat. Momentul de criză este adus de schimbarea din jurul nostru. Ceva s-a întâmplat, mă, dar nu putu să rămână la fel, nu putu să stea liniștit. Vine furtuna, tot a fost bine cât a fost soare. Tot a fost bine când stăteau pe șezlonguri, pe punte acolo și stăteau să se bronzeze. Tot a fost bine când marea era liniștită, zici că era lac. Tot a fost bine cât a fost soare și a fost liniște și pace. Dar a venit furtuna. Dar de ce a trebuit să vină furtuna? S-a schimbat vremea. Dar de ce s-a schimbat vremea? S-a schimbat situația. Dar de ce s-a schimbat? Vreau să vă citesc versetele 27, capitolul, versetul 13. Vântul de sud sufla ușor, astfel încât, crezând că își pot atinge scopul, au pornit de-a lungul coastei Cretei cât se putea de aproape. Vântul sufla ușor, zice, asta e perfectă, zice, vremea asta ne duce până la Roma, zice, așa o să stea vremea 4 luni. Așa am crezut și eu, așa ai crezut și tu. Că dacă totul e liniștit și cu pace, o să fie liniște și pace și o să fie extraordinară viața. Roz! Și o să ai de ajuns în casă, nu o să se termine niciodată. O să fie liniște și pace și frumos. Dar momentul de criză, vedeți, apare când ceva se întâmplă, ceva se schimbă, vine furtuna. M-am speriat. Hai să vă dau câteva lucruri practice. Pentru că se schimbă lucrurile și știți ce se întâmplă? Tu nu mai poți controla situația și când nu mai poți controla situația, disperi. Te-o dat afară de la lucru. Hai de capul meu, dar fac orice numai să nu mă dați afară. Dacă și măturător. De fapt, ai vrut să mergi inginer la fabrică, dar acum te-ai mulțumit și cu măturător, numai să nu te dea afară. Nu mai ai nevoie, te-o dat afară, că nu mai au nevoie de tine. Și tu nu mai poți să controlezi situația asta. Ai conflict în familie, ceartă și ai, mă, dar nu a fost bine, mă, era liniște și pace, mă. Nu poți să controlezi. Accident de mașină. Există presiuni sociale, presiuni materiale. Bă, vecinul și-a cumpărat, mai văzut și-a cumpărat bicicletă, neapărat și eu trebuie. Presiunea asta, nu mai pot. S-a schimbat, domnule, nu a putut să nu-și cumpere, mă, ăsta. Acum trebuie să ne cumpărăm și noi. Nu a putut să-și fie cu tare, să facă cu tare, să stea pe locul lui. Nu a putut, că ceva s-a schimbat. Și dacă ceva s-a schimbat, tu deja ești disperat ca să schimbi și tu. Dar nu poți. Ești stresat, ești agitat, pentru că tu n-ai potențialul ca să schimbi lucrurile și atunci ești în criză și spui, nu știu ce să facem. E așa de greu, presiunea asta, concurența asta materială, oamenii sunt răi, nu pot să fiu ceea ce aș vrea să fiu. Dar de ce? De ce? Pentru că ajungi în situații când nu poți să controlezi prin puterea ta situația, o vin furtuna. Și furtuna e puternică. Furtuna e puternică. Schimbarea este ceva normal. Vreau să înțelegem în dimineața aceasta. Furtuna vine oricum. Dar Dumnezeu nu a fost cu Pavel acolo pe corabie. Spune, Doamne, un petic aici de soare peste noi, eu sunt omul tău, copilul tău, Doamne, fă să fie soare peste noi, furtuna nu mă interesează. Aici, nu, Pavel, pentru că trebuie să treceți prin furtună. Să vedeți ce furtună puternică pot să creez eu. Schimbarea este ceva normal. Vreau să înțelegem lucrul ăsta, momentele de criză sunt ceva normal în viață și vor apărea pe toată durata vieții.
n-o să le poți da la o parte, n-o să le poți ocoli, o să te lovească din plin. Pentru că viața este într-o continuă schimbare în toate domeniile și Dumnezeu îngăduie ca lucrurile să se schimbe, chiar dacă nouă ne place sau nu ne place. Nici nu mai contează din cauza cui apar problemele sau schimbările. Poate din cauza ta sau poate din cauza altcuiva. Bineînțeles că cel mai ușor este să dăm vina pe altcineva și să găsim țapul ispășitor. Versetul 11. Centurionul era mai convins de spusele căpitanului și ale proprietarului corăbiei decât de spusele lui Pavel. Întrucât portul era nepotrivit pentru a petrece iarna acolo, cei mai mulți au fost de părere să plece de acolo pe mare. Schimbarea este ceva normal. S-o fi supărat, Pavel? S-o fi supărat. Capitanul, centurionul ăsta au fost de acord cu ce a zis capitanul, vreme bună. Toată lumea a zis, merem că o să fie bine, mă, din cauza voastră. Imediat găsim țapul ispășitor, imediat găsim vinovatul. Dar ascultă-mă, soluția nu e acolo. Soluția nu e acolo. Schimbările și problemele și situațiile pe care nu le pot controla, situațiile pe care nu le poți controla vor apărea în viața ta tot timpul, tot timpul, tot timpul. Crizele ne duc spre o viață mai bună sau pot să ne transforme în ceva mai rău, ducând la o viață mult mai rea decât am avut înainte. Dar momentele acelea de tensiune, momentele acelea când nu știi ce să faci, momentele acelea când n-ai mai trecut pe acolo, e o situație nouă pentru tine, momente de provocare, momente de emoție, aceste momente ne pot ajuta să descoperim lucruri noi, chiar să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut până atunci. Și poate chiar în astfel de situații Dumnezeu vrea să ne învețe anumite lucruri. Noi ca și oameni vrem siguranță, confort, să nu se schimbe nimic, să rămână totul la fel. L-ai pus acolo, lasă-l mai acolo, ai băgat două șuruburi, lasă-l acolo să nu se mai schimbe toată viața, să stea așa viața liniștită și să nu ne certăm, să nu fie cumva o furtună aici la noi în casă ca să distrugă ceva. Să rămânem liniștiți. Ascultă-mă, nu se poate, nu se poate. Întoarce-te la ăla din stânga și zici, nu se poate. Nu se poate. Schimbarea e ceva normal. Lucruri pe care nu le poți controla vor apărea în viața ta. Mă duc mai departe, este important felul în care noi ne comportăm în aceste momente. Care este atitudinea ta? Învingătorii nu renunță. Ai o atitudine de învingător sau ai o atitudine de învins? O atitudine care spune nu se mai poate face nimic, aș vrea să mor ca și Iona, vreau să mor. Nu se mai poate face nimic. Ascultă-mă în dimineața asta, se mai poate face ceva. Învingătorii nu renunță. Cum te comporți tu în criză? Cum te comporți tu în astfel de momente? Ce-ți iasă pe gură? Ce gândești? Care e atitudinea ta în momentele acestea de criză, poate pe care le-ai întâlnit pentru prima dată? N-ai mai fost niciodată pe acolo. Ce faci tu? Cum te comporți? Ceea ce va fi după criza aceasta, rezultatul crizei nu depinde de momentul de criză, că e mai mare sau mai mică criza și e mai mare sau mai mică sau mai gravă sau mai puțin gravă problema. Rezultatul este dat de Dumnezeu. Dumnezeu știe când furtuna se va opri. Pentru ei a durat acolo 14 zile, poate mai mult, în care n-au văzut soarele și au fost întuneric și au fost vai de ei. Dumnezeu știe ce va fi după, când se va opri, care va fi schimbarea, dar depinde de felul în care noi răspundem, de felul în care noi ne comportăm în acel moment. Depinde starea noastră, depinde chiar viitorul nostru, depinde chiar felul în care noi aducem pace sau aducem speranță sau aducem bucurie peste casele noastre sau peste cei cu care trăim. Cum putem să transformăm aceste momente de criză dintr-un factor negativ într-unul pozitiv? Pentru că până la urmă ăsta e rolul tău. Chiar dacă stai închis în casă și în cameră, te-ai închis acolo și îți bagă mâncarea prin gemuleț și n-ai treabă cu vremea, cu nimic, nimic, lucrurile tot se întâmplă în jurul tău. Dar tu ești pus într-o situație pentru a schimba ceva. Provocarea este ca acolo fiind, în mijlocul situației, tu să influențezi în bine lucrurile și nu în rău. Tu să iei atitudine și nu să stai deoparte și să vorbești de rău. Tu să fii cel care spune, hai dați-mă după mine că eu îmi risc viața.
Pentru că asta e atitudinea de învingător. Te duci acolo și în situația în care tu ești, e atitudine. Pavel nu sta deoparte. Pavel nu s-a dus și s-a culcat. Știi ce, nenorociților? De ați murități, că nu m-ați ascultat și ați mers de capul vostru. Eu oricum sunt salvat, Dumnezeu e cu mine și dacă mor, eu mă duc în cer. Voi meriți în iad, că acolo meritați, că nu m-ați ascultat. Din cauza voastră am ajuns aici. Cum te comporți tu în momentul de criză? Cu nevasta ta, cu copiii tăi, cu soțul tău, când ești cel mai nervos și nu te-ai așteptat să vină problema asta, cum te comporți? Furtuna a fost foarte mare pentru ei, problema poate fi foarte mare. Zice așa în versetul 18, fiindcă eram prinși într-o furtună foarte puternică, în ziua următoare au început să arunce încărcătura corabiei, iar a treia zi au aruncat cu mâinile lor peste bord și echipamentul corabiei. Timp de mai multe zile nu s-au văzut nici soarele, nici stelele, iar furtuna n-a slăbit deloc. Într-un final, ni se dusese orice speranță că vom fi salvați. În criză apare stresul, apare teama, apare frica, apar gândurile negre, apare supărarea, apare tensiunea. Nu știu ce o să fie cu noi. Ni s-a dus orice speranță de scăpare. Nu cred că o să mai scăpăm de problema asta. O să ne iei casa. Nu știu ce o să facem, habar n-avem, nu știu, aș vrea să mor. Ni s-o duci orice speranță de scăpare. Să fii un învingător nu înseamnă să nu treci prin momente de criză, prin probleme sau prin eșec. Nu înseamnă să nu greșești niciodată, ci înseamnă să nu renunți niciodată. Aici este înțelepciunea și secretul, să nu renunți niciodată. Dar aici este secretul, să fii alimentat într-un mod corect pentru a nu renunța și a nu rămâne jos, indiferent de situațiile prin care treci. Pentru că poți să fii momentul ăla acolo, dar să nu poți să faci nimic. Și chiar să nu poți să iei atitudine, să fii slăbit, să nu știi ce să faci, aș vrea să fac ceva, dar nu știu ce pot să fac. Secretul și înțelepciunea este ca să fii alimentat într-un mod corect, pentru ca să poți să nu rămâi jos, ci să te ridici în picioare și să biruiești și să dai tonul și să fii un lider, indiferent de situațiile prin care treci. Versetul 21, după ce a trecut mult timp în care ei nu mai mâncaseră, Pavel s-a ridicat în mijlocul lor. A luat atitudine și a spus, băi, frate, ascultați-mă. Pavel s-a ridicat în mijlocul lor și a zis, oameni, trebuia să mă fi ascultat. Și să nu fi plecat din Creta, ca să fi scăpat de această pagubă și de această pierdere. Acum însă vă sfătuiesc, prindeți curaj, pentru că niciunul dintre voi nu își va pierde viața, ci se va pierde doar corabia. Pierdem doar zilele, pierdem doar lunile. Corabia asta vieții care ne duce zi de zi, o pierdem. Băi, am mirosit lunile astea, am mirosit anii ăștia, am mirosit timpul ăsta, dar nu-i nimic, am pierdut timpul. Dar nu mi-am pierdut viața, nu mi-am pierdut sufletul. Zice Pavel, băi, prindeți curaj, nu vă lăsați, ridicați-vă, hai mă că mai există scăpare. De unde știi tu, mă? De unde știi? Îți vă spun imediat. Căci noaptea trecută a stat lângă mine un înger al Dumnezeului, căruia îi aparțin și căruia mă închin și mi-a zis, nu te teme, Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei din corabie care navighează împreună cu tine. De aceea, prindeți curaj oamenilor, pentru că eu am credință în Dumnezeu că așa va fi cum mi s-a spus. Cum te comporți tu în criză? Care e atitudinea ta? Vedeți ce frumos încheie Pavel aici, spune, prindeți curaj oamenilor, eu am credință în Dumnezeu că o să fie exact așa cum Dumnezeu mi-a spus. Ăsta este rolul nostru, în momente de criză, poate e pentru familia ta momentul de criză, sau poate pentru orașul nostru, sau poate e pentru comunitate, sau pentru tine personal. Mă, prinde curaj, mă, încurajează-te, mă, Dumnezeu nu mă lasă. Încurajează-te singur dacă n-are cine să te încurajeze. Stai aproape de Dumnezeu și Dumnezeu te va încuraja, pentru că tu trebuie să iei atitudine. Comportamentul tău face diferența. S-a ridicat Pavel și a spus, ascultați-mă, am ceva de spus. Din revelația mea cu Dumnezeu, din comunicarea mea cu Dumnezeu, din rugăciunile mele cu Dumnezeu, am ceva de spus. Dumnezeu a dat la fiecare dintre noi responsabilitate și potențialul de a ne putea conduce în timpul schimbărilor și a momentelor de criză. Dumnezeu ți-a dat responsabilitate și potențial. Ajutor ca tu să poți să ieși biruitor în momentele de criză. Dar nu numai atâta. Să fii conform cu persoana, caracterul și cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru că acolo e puterea, în cuvântul lui Dumnezeu. Avem un exemplu despre cum să ne comportăm și de asemenea avem și resursele necesare pentru a trece biruitori prin momentul de criză. Asigură-te că mănânci. Oamenilor, prindeți curaj. Hai și mâncați ceva, că nu o să murim. Asigură-te că mănânci, prinde curaj, ia cuvântul și începe și mănâncă. Ia cuvântul și începe și mănâncă, pentru că dacă mănânci o să fii mai bine. O să prinzi putere, o să prinzi curaj, o să înceapă să-ți vină idei, o să începe mintea ta să fie luminată, o să înceapă Dumnezeu să-ți vorbească. Ia cuvântul și începe să mănânci. Că dacă nu mănânci, o să fii vai și amar, cheleșos. Și poate nu o să poți să supraviețuiești. Luați și mâncați, pentru că urmează ceva să faceți. Trebuie să înțelegem și să nu uităm că Dumnezeu este Cel care controlează rezultatul crizei. Dumnezeu este Cel care pune capăt sau mai lungește. Dumnezeu e în controlul acestei situații. Și ultimul lucru, dacă Dumnezeu este în controlul situației, Dumnezeu ne cheamă să trăim din biruință în biruință. Să avem victorie după victorie în luptele pe care le avem, să avem câștig. Din biruință în biruință în biruință. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Îi mulțumim însă lui Dumnezeu care ne conduce întotdeauna la biruință. Care ne conduce întotdeauna la biruință în Hristos și răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoașterii Lui. Tu poți trăi din biruință în biruință dacă stai lângă Dumnezeu și îți alimentezi corect și sănătos sufletul tău, mintea ta și chiar credința ta. Tu poți să trăiești din biruință, din biruință. Satan va încerca să te omoare, să te distrugă. Asta e scopul lui, să distrugă ceea ce Dumnezeu a creat. Și crede-mă, Satan, așa cum am spus și săptămânile trecute, are un plan împotriva ta ca să te distrugă. Dar Dumnezeu întotdeauna va deschide o ușă, va aduce o nouă oportunitate, va aduce o nouă șansă, va aduce o altă minune sau va face o altă minune pentru ca tu să fii salvat. Asta e specialitatea lui Dumnezeu. Să ne salveze pe noi. Ce s-a întâmplat într-un final, zice versetul 42, planul soldaților era să-i omoare pe prizonieri. V-am scăpat de furtună, dar nu o să scăpați, că vă omorâm pe toți. Că ăsta e scopul nostru, să vă omorâm. Ca nu cumva vreunul dintre ei să scape notând. Dar centurionul, vrând să-l salveze pe Pavel, i-a împiedicat să-și îndeplinească planul. El le-a poruncit celor ce știau să noate să sară primii peste bord și să ajungă la țărm. Iar ceilalți să-i urmeze ținându-se de scânduri sau de bucăți din corabie. Atenție! Și așa s-a făcut că au ajuns cu toții în siguranță la țărm. Au ajuns cu toții în siguranță la țărm. Satan va vrea să te distrugă și vrea să te omoare. Vrea să te anihileze, vreau să te lege, să nu mai poți face nimic. Vedeți, păcatul ăsta, luăm așa de ușor de multe ori, dar păcatul știți ce face? Păcatul ne fură libertatea, ne fură puterea, ne fură dreptul de a putea acționa, ne face ineficienți, fără putere. Și când ești în păcat, nu mai poți să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci. Ești legat. Asta vrea diavolul, să distrugă, să oprească ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. Dumnezeu mai are o șansă. Dumnezeu mai dă o șansă, Dumnezeu mai are ceva, mai are o ușă deschisă. Mulți își doresc să revină la starea dinainte, în trecut unde a fost bine, dar nu au putut să nu se întâmple lucrul ăsta. Nu au putut să nu plecăm, rămâneam acolo, eram scutiți de problema asta. Dar nu au putut să nu se întâmple lucrurile astea în casa noastră. Nu au putut. Pentru că furtuna a trebuit să vină. Era mai bine acolo, eram în siguranță, eram liniștiți, era fain, totul era bine, totul era în regulă, ce faină viață aveam. Furtuna a trebuit să vină. Dumnezeu a lăsat furtuna, Dumnezeu a lăsat lucrurile să se întâmple. Să fii un învingător nu înseamnă să nu treci prin momente de criză, prin probleme sau prin eșec. Nu înseamnă să nu greșești niciodată, ci înseamnă să nu renunți niciodată, să nu renunți niciodată. Poate treci prin momente de criză chiar acum. Poate treci pe momentele astea de câțiva ani buni. Nu-s mai momente, că-s ani de criză. Ascultă-mă, nu dispera. Oricât de mare ar fi criza, Dumnezeu este cu tine. Nu te teme.
Dumnezeu este cu tine. Vreau să închei cu Deuteronom, capitolul 28, versetul 7, spune așa: Domnul îți va da biruință asupra dușmanilor care se vor ridica împotriva ta. Domnul îți va da biruință. Dacă Domnul va fi cu mine, voi fi biruitor. Dacă Domnul va fi cu mine, se vor rezolva lucrurile. Dumnezeu va deschide o ușă într-un mod miraculos. Dumnezeu va face o minune într-un mod miraculos. Învingătorii nu renunță, pentru că ei știu că Dumnezeu va face ceva. Învingătorii nu renunță. Asta este înțelepciunea și secretul, acolo când ești în furtună, ca și Apostolul Pavel. Și zici, nu mai există nicio cale de scăpare. Să știi în mintea ta, să stai jos ca și Apostolul Pavel acolo și să spui, Doamne, ce urmează? Și Dumnezeu spune, stai liniștit, nu te teme că mai am încă multe de făcut, o să ajungi la Roma, o să ajungi să stai în fața cezarului, nu o să moară niciunul dintre ei. Și atunci vii de acolo de jos, te ridici și spune, ascultați-mă ce spune Dumnezeu. Că Dumnezeu mai are o ușă care o deschide, că Dumnezeu găsește, nu știu cum, o oportunitate și va pune o cale nouă înaintea ta. Că pentru Dumnezeu nu s-a terminat, că pentru Dumnezeu nu înseamnă să stai jos, ci pentru Dumnezeu înseamnă să te ridici, să prinzi putere și să mergi înainte. Învingătorii nu renunță. Amin.